Măi, la petrecerea asta toată lumea a luat o razna până și Delia a luat o razna, ce doamne s-a întâmplat? Adică am înțeles toată întâmplarea aceea și deranjul din casa fetelor și că Albert s-a urcat pe bâncuță și a dansat, a dărâmat masa, s-a răsturnat tot acolo, s-a spart, s-a făcut o mizerie de nedescris și din acel motiv s-a și oprit petrecerea. Dar gesturile acestea pe care le-a făcut Delia chiar nu le-am înțeles și anume faptul că a mers și a făcut și a mizerie în casa băieților, a aruncat alune pe acolo, iar mai apoi s-a supărat când Liviu a luat mătura și a adunat tot. Credea că va lăsa așa până dimineață ca să curețe Albert. Albert oricum nu cred că se sesiza să curețe el. A fost chiar un gest răutăcios din partea Deliei, un fel de răzbunare care nu mă gândeam că este în caracter, dar mi-a plăcut cum a reacționat Liviu și faptul că i-a explicat frumos că tocmai ea l-a învățat faptul că dacă faci rău, rău atragi și că nu trebuie să răspunzi răului cu rău.